Hey, bună, bună, dragii mei! Eu sunt Dorel și astăzi continuăm seria noastră din Farming Simulator 19 Multiplayer Roleplay. Știți bine ce serie avem, știți bine că am funcția de primar. Ei bine, astăzi mergem în control. Vom face un episod special, băieții nu știu absolut nimic, așa că avem un inculpat. Nu am discutat nimic cu el, dar e pe server acolo, așa că ne punem pe capul lui. Știți bine că am avut și noi probleme cu poliția și a stat la coteală, ne-a lucrat, hai ca să spunem așa, ne-a lucrat poliția, ca să spun mai bine. Ei bine, astăzi noi nu lucrăm, în schimb mergem în control. Mergem la Coso în fermă să vedem dacă și-a făcut tot ce era de făcut acolo, așa cum prevede legea. Așadar, o să intrăm și pe TeamSpeak să-i auzim. Îmi cer scuze dacă cumva surprind anumite chestii acolo, sper să nu fie prea, prea nebunească treaba. Oricum, cred că va ieși și un pic de scândăluț. Hai să dăm un pic, trebuie să intrăm în personaj, nu? Să punem acolo, să fim... Salutare, dragii mei! Salut, Doresc, salut! Ce fac băieții? Salut! Tot vibe-ul ăla, tot vibe-ul ăla de dimineață. A, nu vă place? Vreți să-l schimb? Da, suntem uimiți. Am înțeles, da. Bun, am nevoie de domnul, cum îi spunem ăsta, cum e, economistul. Domnul Babă, puteți să veniți până în zona industrială un pic? Am nevoie de o mașină, că nu am cu ce, nu am nicio mașină aici. Sunt în zona industrială și... Bine, să servește. Da, dragii mei, treaba stă în felul următor. Fiți atenți aici. Noi nu mai putem să... primim iarbă, dar nici nu putem să vindem silici. Da, am blocat pentru o mică perioadă, dar cu siguranță vom rectifica asta în episodul sau în live-ul viitor. Și, bineînțeles, la Rapids aici am mai umblat un pic la preț, pentru că prețurile au scăzut foarte, foarte tare. Și când spun foarte tare, bă, nu glumesc, chiar au scăzut. O să vă arăt imediat și prețurile. La făină, treaba stă în felul următor. Am oprit vânzarea. Avem Nema preț, Nexam preț, hai ca să spunem așa. Am lăsat acolo vând făină, dar n-am pus prețul. Asta înseamnă că nu vindem, de fapt. Și avem și prețul la grâu în scădere. Nu știu exact pentru cât timp, dar așa merge piața. Dacă așa merge piața, atunci trebuie să ne conformăm. Dragii mei, prețurile sunt în felul următor. Avem la grâu 376 de euro, cel mai mare preț posibil. Noi oferim 450, suntem un pic mai darnici, așa. Nu mai spun că nu se plătește nici TVA, că se lucrează cu statul. Înțelegeți și voi cum stă treaba. Orzul, ovăzul și asta nu ne interesează deocamdată. Nu am văzut ca cineva să lucreze, nici noi nu avem la stat o fabricuță prin care să putem să luăm, să folosim aceste cereale, aceste tipuri de cereale. Nu se primește la fabrica de semințe. Da, eu merg pe greu. Oricum nu primim acum niciun fel de semințe la fabrica de semințe. De semințe, auzi, nu primim semințe, nu primim grâu, nu primim materie primă. Bun, și la Rapids, acolo unde ne interesează, prețul cel mai mare e de 668. Avem acolo un 584 timid în oricare, nu cred că va face prea mult zarvă, de aceea am scăzut prețul la 750. Îl avem și aici pe domnul Băbuță. Salutare, domnul Babă, numai un pic ca să-mi activez. Salut. Și eu adminul. Așa. Dragii mei, așa cum am menționat încă de la început, nu, astăzi mergem în control. Nu facem farming, nu facem absolut nimicuța. Doar că mă așteptam să-l găsesc aici pe domnul inculpat. Sau este aici? Este aici, este aici pe server. Nu e aici pe TeamSpeak, dar e pe server. Bun, mergem în control la Coso. Știți bine, foarte bine, ce îndatorire are fiecare dintre noi vis-a-vis de
terenuri și mai ales vis-a-vis de ceilalți fermieri. Așa că trebuie să vedem dacă se respectă legea, așa cum eu trebuie să respect legea, așa cum trebuie și economistul și veterinarul și așa mai departe, așa și domnul polițist trebuie să respecte. Nu el e mai presus de lege. Știți foarte bine, ne supunem cu toții acelor reguli ce noi le-am bătut în cuie încă de la început. Așa că astăzi vine vremea domnului Coso în control. Așa că direct acolo mergem. Sunt curios să vedem dacă... De aici începe terenul domnului Coso. Corect. Hai să ne oprim un pic aici pe... Stați așa un pic. Deci, domnul Coso are terenul ăsta, îl deține de 3 zile? 4? O, mai mult. Mai mult, da? Domnul Coso avea îndatorirea ca acest teren să-l îngrădească, să aibă un gard. Chiar începând de aici, din colț, roată, hai să mergem un pic la deal, domnul Babă. Roată până aproape de ferma lui acolo, fermă. Bine, mult spus fermă, că nimeni nu are o fermă acum. Cred că cel mult spus Mariusica se apropie oarecum de o microfermă. Mă refer la Marius Buta, da? Ca să ne înțelegem. Bun, hai să vedem. Aici văd, stați așa un pic. Ok, deci de început e început. Dar nu e finalizat. Totuși ar fi trebuit finalizat. Are deja 3 zile de când deține terenul. Bun, hai să mergem mai în față. A, păi aici nu-i făcut gard. Păi, a, stai așa, el cred că o fi... Ce-o fi zis el? Bă, am stâlpi ăștia, nu mai trebuie gard. Păi bă, e stâlpi rutier, nu sunt stâlpi, nu-i gard. Gard-i arăt eu la mine dacă vrea gard. Bun, are spațiu de depozitare. Terenul 1 e îngrădit, are acolo și văd că are și ăsta, cum îi spunem, poartă și într-o poartă și în alta. Ok, acolo n-are, ba da, stai așa, vreau să merg și până acolo, pentru că nu știu până dacă a făcut gard la drum acolo, l-a făcut. Imediat, se întorc aici. Deci așa e până în capăt. Ok, deci așa e până în capăt. El a pus doar în partea aceea acolo, unde unde nu are niciun stâlp din ăsta, ceea ce nu mi se pare normal. Gardul e gard. Ăla nu e gard. Hai să mergem un pic până în capăt, că știu că avea de făcut un gard la drum în partea opusă. Păi, n-a bobit, să știi cum e. Ne-am luat-o. Trebuie să mai facem și noi niște bănuți, nu? Din amenzi. Vorba aia, dacă tot ne-am apucat. Văd că mașina de poliție nu e pe aici. Înseamnă că e în patrulare, domnul. Ok, ia să vedem. Da, văd că și-a făcut gardul. L-a făcut. Da. Aici de ce nu a făcut la fel, nu? Dacă era cu stâlpi. Da, nu. Bun, e clar. Mergem să îl, bine, mergem să-l sancționăm. Îi transmitem sancțiunea de care va avea parte, pentru că mi se pare normal să tratăm ca atare orice regulă. Așa cum eu am gafat-o de vreo două ori, așa cum mi-a fost înscenată una din situații și așa mai departe și am trecut și m-am supus legii, așa trebuie să procedeze fiecare dintre noi. Așadar, nu voi tolera acest lucru. A avut timp berechet să își facă treaba aici, mai ales că din câte observ eu, terenul el pe aici nu prea l-a lucrat, adică chiar a avut timp să se ocupe de el. Bă, nu e ăsta din stânga, nu? Nu. Din dreapta. Asta din dreapta, da. Gata, e clar. Ai grijă la mașina, Bobițe, că am dat o grămadă de bani pe ea. Da, eu mă uitam în stânga, dar n-are treabă. Nu, ăsta e terenul, e clar. Cam nu e, dar aici e din jos, de jos. Da, îmi pare rău că nu-l avem aici pe cu noi, pe TeamSpeak.
dar o să aflați deznodământul în live-ul sau în episodul viitor. Una peste alta, cred că nu mai e loc de îndoială că domnul Coso e pasibil de amendă. Stați alături de noi, nu uitați să folosiți butonul de like, share și bineînțeles să lăsați comentarii. Vom avea astfel de episoade și astfel de controle inopinante periodic, odată la câteva zile. Așa că îi salutăm pe băieți, vă mulțumim și vouă și ne întâlnim data viitoare. La revedere! Thank you.